Vremea se anunță instabilă în perioada următoare iar la nivelul prefecturii Argeș au început să se ia măsuri de prevenire atât pentru o perioadă cu secetă prelungită, cât și pentru una cu inundații. Comitetul județean pentru situații de urgență Argeș s-a întrunit în ședință extraordinară vineri 8 mai. Au fost adoptate o serie de măsuri pentru combaterea efectelor negative ale unei secete prelungite, cât și pentru prevenirea producerii de inundații în situația înregistrării unor cantități semnificative de precipitații. Astfel, în vederea prevenirii efectelor negative ale secetei, primarii tuturor localităților din județ în calitatea lor de președință ai comitetelor locale pentru situații de urgență, împreună cu furnizorii serviciului public de alimentare cu apă, după caz, vor asigura aducerea la îndeplinire a următoarelor măsuri eliminarea pierderilor de apă de pe conductele de rețea, asigurarea funcționării dispozitivelor de măsurare a apei, identificarea persoanelor fizice utilizatorilor care folosesc apa în scop nerațional fără contorizare și punerea în legalitate acestora. Identificarea unor surse de rezervă de alimentare cu apă pe raza localităților, fântâni, puțuri, izvoare etc., ce vor putea fi folosite pentru uzul casnic în perioadele de secetă prelungită. Pentru prevenirea producerii de inundații, primarii tuturor localităților din Argeș în calitatea lor de președința ai comitetelor locale pentru situații de urgență vor asigura aducerea la îndeplinire a următoarelor măsuri. Verificarea existenței depozitelor de deșeuri și de material lemnos pe malurile și în albiile cursurilor de apă, precum și în secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor, care prin antrenare pot conduce la obturarea scurgerii și salubrizarea acestor zone verificarea existenței depozitelor de material lemnos pe formațiunile torențiale din apropierea zonelor locuite, care, prin antrenare, pot conduce la blocarea secțiunii de scurgere și salubrizarea acestor zone. Decolmatarea șansurilor și a rigolelor de scurgere a apelor pluviale, verificarea zonelor critice de pe cursurile de apă unde s-au produs inundații în anii anteriori și asigurarea secțiunii de scurgere cu informarea, consultarea, avizul administrației bazinale de apă Argeș-Vedea verificarea materialelor, a mijloacelor și a utilajelor de intervenție de la nivelul comitetelor locale pentru situații de urgență pentru asigurarea eventualelor intervenții. Potrivit prefectului Emanuel Soare, s-au luat aceste decizii pentru ca instituțiile să fie pregătite indiferent de situații, fiind luate măsuri din timp atât pentru o perioadă de secetă, cât și pentru una cu inundații.